Saulea, trainer și consilier după divorț. Rămâna, bună dimineața! Bună dimineața! Am venit cu o întrebare din partea telespectatoarelor. Sunt mai multe, se semnează cu abrevierea R.O., Ramona Olaru. Dragă Gabriela, ne scrie cineva, eu atrag cu ușurință bărbații. Din păcate, deși vin foarte rapid, vedeți de ce sunt semnați cu promisiuni și declarații de iubire, încep să dea înapoi exact când ajung să mă îndrăgostesc de ei. Oare bărbații din ziua de azi fug de iubire? Și eu ce să fac? Să nu mă mai îndrăgostesc? Întreabă Ramona, întreabă telespectatoarea noastră. Doamne, cum mi se potrivesc astea. Da. În primul rând vreau să felicit pe cine a pus întrebarea aceasta, așa? Adică pe Ramona, pentru faptul că a sesizat, da, că lucrul ăsta se repetă. Okay. Și în momentul în care acest lucru se repetă și dacă văd măcar o situație în care cineva declară iubire partenerului și ăla nu fuge, înseamnă că nu e o problemă a partenerilor că ei fug, ci s-ar putea să fie un pattern, adică ceva ce eu atrag mereu. Ceva ce caut mereu. Ceva ce caut, ceva ce mie mi se întâmplă mie. Deci, practic, mi-am pus de diagnosticul, e ceva ce trebuie să schimb la mine, nu la bărbații din jur. Pentru că dacă îmi pun mintea să schimb pe toți bărbații, nu mai termin niciodată. Hai să explicăm asta. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Care e tipologia? Am identificat trei situații foarte frecvente. Două care au legătură cu bărbații pe care îi atrage persoana respectivă. Așa. Și o situație care are legătură cu persoana respectivă, cu felul în care intră în relație. Prima situație este în care atragem bărbați care nu-și doresc o relație, ci își doresc a situationship. Okay. Adică o situație în care ne simțim bine, ieșim împreună, mai ieșim într-un weekend, dar nu vreau să te prezint mama, nu vreau să-mi cunoști prietenii, nu vreau să mă intru într-o situație, într-o relație în care mi-asum diverse lucruri. Am discutat acum, am zis că e apanajul generației Z, da? Exact. Și în clipa în care tu, ca și femeie, te îndrăgostești și începi să aștepți, hai să o cunosc pe mama, hai să mai facem un concediu împreună, omul respectiv zice, stai, eu nu asta, n-am semnat pentru o relație, am semnat pentru câteva momente în care ne simțim bine. Okay, ori dacă simt că tu deja vii către mine cu presiune, eu mă retrag. A doua situație? A doua situație, vorbim de acei bărbați vânători, care sunt în procesul de vânătoare atrași. Pe ei interesează vânătoarea și nu vânatul. Femeia un trofeu pentru ei? Pe femeia un trofeu. Cu cât femeia este mai frumoasă, mai bine, mai vizibilă, mai vedetă, cu atât trofeul este mai mare. Da. Și atunci interesul lor să o cucerească pe această femeie este pune foarte mult efort. Și în clipa în care a cucerit-o, pe ce să fac cu vânatul? Vânatul e terminat. Lui îi place jocul mai mult decât vânătoarea. Concluzie. Exact. Bun. Și iar trei? A treia situație are legătură cu femeia. Când femeia intră în relație cu așteptări foarte mari, adică își dorește foarte mult un partener și aproape că nici nu contează cine e partenerul. Mm-hmm. Nu contează, e înalt, e scund, e bogat, e sărac. Să respire. Să fie un bărbat lângă ea. Și atunci ce simte... Să aibă puls. Ce simte bărbatul respectiv este că este folosit în a ocupa o poziție. Nu contează cine e. Nu e vorba despre el. Mm-hmm. E vorba despre poziția pe care o ocupă. Și de multe ori femeia când intră în astfel de relație și cu atât de multă dorință, pune foarte multă presiune. Are foarte multe așteptări din prima. Și atunci, iarăși, bărbatul dispare. Deci, avem cam aici clevetitorii plus, cred, de când au... Mi-a plăcut aia cu situationship. Dar tu n-ai știut-o până acum? N-am auzit în viața mea. Am explicat cum n-am trăit-o. Ba da, mi se pare o formă de o relație foarte deschisă și foarte bine asumată din ambele părți. Da, când ai 25 de ani, Florin, când ai 37 ca tine. De ce? Pentru că asta e... Dacă amândoi își doresc un situationship... Vrei să trăiești 130 de ani? Da. Mănâncă supa lui Cristi, Margherita. Dacă se poate singur. Zi, Ramona, ce voi să spui? Care a fost prima, aceea în care nu vrea să te prezinte sau să treacă mai departe? Și în comunitatea mea, de exemplu, sunt foarte mulți bărbați ieșiți dintr-un divorț și care pentru o perioadă de timp, un an, doi, trei, ei caută o situationship, nu o relație. Deci ei nu vor o altă soție. Ei caută o perioadă în care să se simtă bine, să experimenteze lucruri noi. Important este ca femeia, atunci când caută o relație, să identifice, și aici este marele talent pe care o femeie îl poate avea, să identifice care este bărbatul care într-adevăr își dorește o relație și care este bărbatul care este... Da, și lor le place că e vulnerabil și rănit. Iertați-mă, Răzvane, păi și până când stau să tot caut, că tot mă potignesc de toate felurile, de cele explicate mai devreme. Aici este ca un departament de HR. Trebuie să știi cum să alegi candidatul potrivit, pentru că de multe ori alegem cu inima și nu neapărat și cu mintea. Și credem că dacă omul este vulnerabil, este dornic, își dorește foarte mult să fie cu tine, înseamnă că va fi o relație pe termen lung. Okay. Și ajungi în punctul în care tu te îndrăgostești, începi să ai așteptări de la el și spune, hop,
Eu am vrut doar să mă distrez, nu asta vrei și tu? Dar nu este posibil de la situationship să ajungi în ceva serios? Se ba, poate da, există și această, dar există un risc. Există un risc că s-ar putea ca bărbatul respectiv chiar să nu vrea să intre într-o relație și atunci ar fi bine de văzut în ce etapă se găsește bărbatul respectiv. Sau există varianta în care femeia nu știe care sunt pașii și etapele, în așa fel încât să-l conducă relația către o relație. Pentru că aici este talentul femeii. Îl las pe el, nu? Mai bine? Exact, asta este. Să mă joc. Deci, practic, nu ne îndrăgostim primele, lăsăm pe el să se îndrăgostească. Dar e valabil și reversul. Dar i-a luat ceva reversul. Privirea, iartă-mă. Există soluții pentru ce întreba doamna? Da. Adică putem să facem ca doamna, să nu mai iubim ca să nu mai suferim? Nu, trebuie să iubim și de asta ne dorim cu adevărat, însă trebuie să iubim pe cine trebuie. Și atunci... ce putem face mai bine este, odată ce am identificat că avem o problemă, să găsim soluția. Odată alegem mai bine bărbații, ne ferim de Casanova, nu-i transformăm noi în bărbați de casă și atunci când intrăm într-o relație, nu intrăm primele 3 zile în relație. Așteptăm și noi să intrăm în primele 120 de zile până se îndrăgostește bărbatul, că statistica așa durează, 120 de zile. Deci asta este sfatul pentru această telespectatoare. Mulțumim tare mult telespectatoarei noastre care tipluiește astfel de întrebări, vedeți dumneavoastră, un spectru larg, exact ca un antibiotic de pe vreme.